Aveți colaborări și cu alți pictori din alte județe? Da, bineînțeles. Chiar acum ne aflăm în sala de expoziții din Centrul Cultural Simeon Silvaniei. Săptămâna trecută, pe data de 11, a fost vernisajul pictorului sărmărean Emil Covaci, care la rândul în UAP Satu Mare și urmează să mergem noi să facem o expoziție acolo împreună cu Cercul de Pictură Silvan Art. Spuneați adinaur că modul de lucru este diferit. Da, și tocmai asta căutăm noi, să învețe mai multe stiluri de lucru. Bine, vor urma niște tabere de creație și acolo vor avea ocazia să învețe mai mult, să facă un fel de schimb de experiență și cu alți artiști dintre altfel. Dar un stilul meu ce se vede și în atelier, aici este deja un alt stil.